Bună ziua! Cum vă numiți? Pirontea Florica. Pirontea Alina. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru control. De unde ați aflat despre acest control medical? De la fată. De la... Și cum vi se pare această inițiativă în localitatea dumneavoastră? Este bun. Obișnuia să mergeți copilul la control? Nu. Ați aflat lucruri pe care nu le știați despre sănătatea copilului? Da, foarte mult. Ați primit recomandări pentru specialiști mai departe? Da. Și veți merge pentru investigații? Da. Considerați că educația copilului este importantă pentru viitorul lui? Da. O îndemnați să învețe la școală bine pentru asta? Da. Ți-ți place să mergi la școală? Nu. De ce nu-ți place să mergi la școală? Că nu-mi place să văd. Nu-mi place să văd. Da, când o să fii mare, ce vrei să te faci? Doctoriță. Păi și cum te faci doctoriță dacă nu înveți? Nu știu. Bine, mulțumim. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Ghegu Marin. Și tu? Ghegu Ana Maria. Pentru ce ați venit astăzi aici? Am venit la un control medical care s-a făcut la copii de școală să vedem dacă apar probleme sau nu apar. De unde ați aflat despre acest control? De la doamna învățătoare care a anunțat copiii și noi, părinții, am venit la școală să îi însoțim. Cum vi se pare această inițiativă în localitatea dumneavoastră? Este un lucru foarte bun și așteptăm să facă cât mai des în această școală și în această comună. Obișnuia să mergeți cu fetița la doctor? Da, mergeam constant, când ni se părea că sunt probleme, când apăreau probleme, mergeam la medicul de familie. Și acum ați descoperit alte probleme pe care nu le știați despre sănătatea copilului? Le știam și e bine că acest control e binevenit oricând, pentru orice copil. Da. Te văd plânsă. Ți-a fost frică la doamna doctor? Da. De ce ți-a fost frică? Că m-a înțepat. Și te-a durut când te-a înțepat? Da. Da? Dar acum mai ți-e frică? Mai te mai doare? Nu. Dar la școală îți place să mergi? Ce îți place cel mai mult la școală? Matematică. Și când o să fii mare, ce vrei să te faci? Doctor. De ce vrei să te faci doctor? Să fac copiii bine. Da? Ai primit acolo un ghios de nel de la noi, o să-l folosești? Îl păstrez pentru la anul sau acum al întâlnirii? Da? Da. Bine, mulțumim. Bună ziua. Bună ziua. Cum vă numiți? Andrei Mihaela. Și tu? Andrei Cosmina. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru un control. De unde ați aflat despre acest control medical? De la școala generală. Și cum vi se pare această inițiativă în localitatea dumneavoastră? Cred că este foarte utilă, foarte bună pentru copiii noștri. Obișnuia să mergeți cu fetița la medic? Uneori da, uneori nu. Pentru lipsa banilor. Și ați descoperit acum probleme pe care nu le știați despre sănătate? Un pic de anemie. Dar restul nu. Medicul de familie este din localitate? Nu din localitate. Nu. Considerați că își face datoria cum se cuvine pentru localitatea dumneavoastră? Da. Considerați educația copilului importantă pentru viitorul ei? Cred că da. O ajutați la teme? O urmăriți dacă și-a făcut lecțiile? Da. Ți-ți place să mergi la școală? Da. Ce-ți place cel mai mult să faci la școală? Să învăț. Care e materia ta preferată? Muzica. Și când o să fii mare, ce vrei să te faci? Doctoră. De ce? Nu știu de ce. Nu. Ai primit acolo un ghios de nel de la noi, o să-l folosești la școală la anul? Da. Bine, mulțumim mult. Și noi vă mulțumim. Bună ziua. Bună ziua. Cum vă numiți? Mileana Mariana. Și tu? Mine Mihai Alexandru. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru analizele copilului. De unde ați aflat despre acest control? S-a făcut prin octombrie, dacă nu mă înșel, aici la școală și ne-a spus că se face niște analize pentru copii. Și cum vi se pare această inițiativă în localitatea dumneavoastră? Este ceva necesar și foarte bun pentru copiii noștri. Obișnuia să mergeți copilul la doctor? Nu foarte des, numai la nevoie.
Au fost depistate probleme de sănătate pe care nu le cunoșteați? Nu. Copilul dumneavoastră are o alimentație sănătoasă? Da. Ție ce îți place să mănânci cel mai mult? Carne. Și felul tău preferat de mâncare? E mâncare de cartofi. La școală îți place să mergi? Da. Care este materia ta preferată? Abecedarul, matematica și sportul. Da. Și când o să fii mare, ce vrei să te faci? Polițist. De ce? Nu te-ai gândit. Nu. Ai primit un ghiozdanel de la noi, o să-l folosești anul ăsta sau îl păstrezi pentru la anul? O să-l păstrezi pentru la anul. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Mărugră Floare mă numesc. Și tu? Ana Maria Măgră Valentina. Pentru ce ați venit astăzi aici? La un control, am fost invitați. De unde ați aflat despre acest control? Mi s-a spus de la școală. Și cum vi se pare această inițiativă în localitatea dumneavoastră? E foarte bine. Ce altceva? Ce să fie mai bine decât asta? Suntem și noi băgați un pic în seamă. Dacă altă parte nu putem, măcar aici mai venim și noi câteodată. Obișnuia să mergeți cu fetița la doctor? Nu, pentru că nu e bolnav. Nici acum n-au fost depistate probleme? Nu, nu avem probleme. Îndemnați fetița să învețe bine la școală? Păi dar cum așa? Nu trebuie să învețe? Să stea pe o bătătură degeaba? Nu, învețe carte, să se facă mare. Că dacă are carte, are parte. Dacă nu, nu prea n-aia să umble haihui pe drum. Ți-ți place să mergi la școală? Da. Ce-ți place cel mai mult să faci la școală? Să citești și să scriu. Și când o să fii mare, ce vrei să te faci? Doctoriță. De ce? Că-mi place. Am o zimătușă, zic, care să face, zic, și vreau și eu. Doctoră. Da. Ai primit acolo un ghiozdănel de la noi, o să-l folosești? Da. Și vă păstrezi pentru la anul? Nu. Spuneți, vă mulțumesc. Mulțumesc. Să crești mare. Bună ziua. Bună ziua. Cum vă numiți? Coborlie Nicoleta. Și tu? Coborlie Narcisa Mariana. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru consultații. De unde ați aflat despre acest consult? De la domnul director al școlii. Și cum vi se pare această inițiativă în localitatea dumneavoastră? Foarte bun. Considerați importantă educația pentru viitorul copilului dumneavoastră? Da. O ajutați la teme? O verificați? Da. Ți-ți place să mergi la școală? Da. Ce-ți place cel mai mult? Matematica. Și când o să fii mare, ce vrei să te faci? Polițistă. Ai primit acolo un ghiozdănel de la noi, o să îl folosești la anul sau îl păstrezi pentru... îl folosești pentru acum? Îl folosești pentru acum. Da? Mulțumim mult! O zi bună! Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Iulian Berechet. Și tu? Valentin Berechet. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru un consult medical. De unde ați aflat despre acest control? De la doamna învățătoare. Și cum vi se pare această inițiativă în localitate? Foarte bună. Obișnuia să mergeți cu copilul la doctor? Da. Ați aflat ceva ce nu știați despre starea copilului de sănătate? Da, am aflat. Și o să mergeți la specialist în continuare? Mergem la medicul de familie în continuare. Dacă ni s-a spus așa, așa facem. Da. Copilul are o alimentație sănătoasă? Da, sănătoasă. Ție ce-ți place să mănânci cel mai mult? Spune tu ce-ți place. Carne. Da. Dar la școală îți place să mergi? Da. Ce-ți place cel mai mult la școală? Să învăț. Care e materia ta preferată? Română. Și când o să fii mare, ce vrei să te faci? Polițist. Bravo! Deci ai primit acolo un ghiozdănel, înseamnă că ai fost cu minte la doamna doctor. Da. O să-l folosești la școală? Da, o să-l folosesc. Da. Bine, mulțumim mult! Vă mulțumim!